Școala modulară de la Colegiul Pedagogic este aproape de finalizare. Primăria iași anunță că montarea containerelor din care va fi construită clădirea modulară este în plină desfășurare. Temporar, activitatea didactică a fost relocată în timpul lucrărilor la clădirile Monument istoric. Cu fonduri de la bugetul local, Colegiul Pedagogic a închiriat 154 de containere, care formează o structură compusă din 33 de săli de clasă, două laboratoare, o sală de gimnastică, cancelarie, patru grupuri sanitare pentru elevi, un grup sanitar pentru profesori, holuri de circulație și scări. Această clădirea modulară este practic o școală nouă care respectă aceleași cerințe de siguranță, confort și dotări ca una obișnuită.